Un șofer de 19 ani a ajuns la spital după ce mașina pe care o conducea s-a ciocnit cu o autocisternă. Impactul a avut loc luni dimineață pe șoseaua Balcani din capitală, la ieșirea din Durlești. Potrivit poliției, tânărul a pierdut controlul volanului și a derapat. Bărbatul a fost transportat la spital și urmează a fi prelevate probe pentru a stabili dacă era sau nu în stare de ebrietate ori sub influența substanțelor narcotice. Poliția recomandă șoferilor să fie atenți și să respecte limita de viteză.